Bună ziua, domnule Octav Joza. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat acest scurt dialog telefonic. Cum comentați cazul care a apărut în mod public, documentele care îl vizează pe domnul Iulius Filip și faptul că pe aceste documente președinte al Comisiei de Liberare Condiționată, care a refuzat de două ori liberarea domnului Filip, este domnul Augustin Lazar? Da, am aflat cu întârziere de acest lucru, pentru că am fost invitat la un congres internațional două zile. M-am informat în ceea ce îl privește pe colegul nostru Iulius Filip. El a dat dovadă de un foarte, foarte mare curaj, luând atitudine atunci când foarte mulți erau poate, de ce nu chiar, resemnați și acceptau acea situație. Ne aflam la începutul anilor 80, când în România începuse deja foamea, odată cu construirea Palatului Poporului, cum mi se spunea, azi Palatul Parlamentului. Filip a dat dovadă de un foarte mare curaj, a adresat scrisori conducerii superioare de partid, a reușit să strecoare corespondență către liderii Solidarității din Polonia. A fost un foarte, foarte mare risc de un astfel de curaj. Foarte puțini poate că mai erau capabili în acei ani. Dacă ceea ce s-a găsit în documente, în dosare, este adevărat, noi nu putem fi decât de partea lui Iulius Filip. Deci treaba trebuie să fie clară pentru toată lumea. Nu ne putem abandona frații de suferință în astfel de momente, deși ne aflăm într-un an, să zic, preelectoral, așa, dar, repet, nu am văzut documentele, dar dacă documentele precizează că este vorba de Augustin Lazar, atunci fapta este reprobabilă și trebuie măcar să-și ceară scuze față de Iulius Filip, dacă nu chiar mai mult decât atât, dar de demisie de onoare în România nu poate fi vorba. Primul care a arătat că există demisie de onoare a fost un oarecare Gavril Dejeu, care atunci când a scăpat minerii din Valea Jiului și-a dat demisia de onoare. De atunci nu mai amintesc, poate că ori mai fi fost și alții, dar nu mi-aduc aminte. Domnule Joza, în momentul acesta lucrurile sunt clare și probabil că și dumneavoastră veți consulta aceste documente. Chiar și Augustin Lazar, în comunicatul în care le-a dat, recunoaște faptul că a fost președintele acelor comisii de liberare condiționată, spunând că nu și-aduce aminte de acest caz particular. Însă documentele sunt clare și arhivele arată de fapt că tânărul procuror, ca să zic așa, de 29 de ani, era președintele Augustin Lazar, era președintele Comisiei de Liberări Condiționate de la AIUD. Acolo au fost și alți deținuți politici și probabil că în clipa în care toate arhivele vor fi deschise, cine știe ce alte surprize vom putea avea. Întrebarea este în felul următor. Dumneavoastră spuneți că ar trebui să se cerceteze în mod temeinic și să se clarifice această situație. Cine ar trebui mai să facă? Mai mult că eu personal știam de trei nume de Lazar, inclusiv era vorba de un ofițer care era la IUD, care coincidență sau nu se numea tot Lazar, dar nu există
nici o să zic, acceptare, iertare din partea noastră, am iertat prea multe. În eventualitatea în care este vorba de acest domn Lazar, cu tot, știu eu, reținerea, repet, pentru că avem alegeri, iar noi, asociația în ansamblu ei, nu se aliniază de partea vreunei formațiuni politice, atunci cred că ar fi trebuit ca domnia sa să-și dea demisia. Alegerile cu alegerile, însă dreptatea cu dreptatea, din informațiile pe care le avem, domnul Iulius Filip se luptă în zilele astea pentru propria viață. Vârsta și toate lucrurile pe care le-a trăit și în închisori și de-a lungul vieții, înțeleg că l-au fragilizat și acum este într-o stare mai dificilă. Acum întrebarea este, din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar trebui să clarifice această situație? Augustin Lazar recunoaște că a condus acea comisie de liberări condiționate ca procuror. Arhivele spun asta, semnătura domniei sale este pe acele lucruri, semnătura este aceeași și atunci și astăzi. Nu sunt dubii aici. Cine credeți însă că ar trebui să facă această anchetă, fiind totuși vorba de Procurorul General al Republicii? Cine să îl investigheze pe Procurorul General, sau care credeți că ar fi procedura de urmat ca să știm adevărul? Nu cunosc ierarhiile și care sunt metodologiile lor. Nu-mi dau seama cine ar fi superior în rang. Nu știu, ministrul justiției poate să declanșeze o astfel de treabă. Sau poate TTM-ul? În cazuri asemănătoare cu cel de față, sigur că au fost foarte mulți, dar n-au deținut, desigur, funcții de o asemenea responsabilitate. Dar mulți procurori au fost obligați să facă astfel de treburi, dar, domnule, peste toate s-a așternut din partea noastră iertarea, dar niciodată uitarea. Cred că cel mai simplu lucru ar fi să vină din partea domniei sale. Bun, vom vedea că acest lucru se va întâmpla. Până acum nu a spus nici măcar că îi pare rău, nu a spus, doar a relatat ce făcea și spunea că și îndeplinea datoria de procuror al Republicii Socialiste. Mai un aspect. Da. Domnul Iulius Filip nu a fost decorat niciodată de statul român, în ciuda faptului că este un erou, iar statul polonez, pentru modul în care a luat legătura cu Solidaritatea și modul în care a luptat împotriva dictaturii în acei ani negri, l-a decorat pe domnul Iulius Filip. Știu, cunosc treaba, i-am văzut decorația. Solidar cu Solidaritatea. Exact, exact. Da, era un risc colosal să te și exprimi, nu numai să mai și pui mâna să scrii. Da. Nu ar trebui ca domnul Iulius Filip și alții asemenea domniei sale să primească o recunoaștere în al 12-lea ceas, adevărat, din partea statului român? O să propun președinției României ca în viitoarele eventuale decorări ale unora dintre noi, acum cu ocazia 30 de ani de la căderea comunismului, sigur că Filip va ocupa un loc între primii pe acele liste pe care eu le voi înainta. Mă bucură această veste și mă bucură faptul că acest lucru va fi propus din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai aveți ceva de adăugat pe acest subiect. Pe acest subiect nu mai am. Voi mai avea în zilele următoare de adăugat multe lucruri. Aștept cu interes și orice cred că vine dinspre cei care au luptat și au suferit foarte mult în lupta cu dictatura, cred că trebuie să fie
auzit și nu doar auzit, ci probabil între lucrurile pe care le veți spune, cei care au putere în România să le și îndeplinească de îndată. Mulțumesc foarte mult, domnule Bjoza. Vă mulțumim și eu personal pentru că v-ați amintit de noi. Nu v-am uitat niciodată. Nu v-am uitat niciodată. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc.